Meteorologii au emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente, care include și județul Gorj. Informarea a intrat în vigoare azi la ora 15 și este valabilă până mâine la ora 3. În acest interval, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie anunță ploi abundente ce pot depăși 100 de litri pe metrul pătrat. Autoritățile de la nivelul județului Gorj au activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Vineri se va răci în toată țara și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin înnorări, averse torențiale, pe arii restrânse descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină, ziua mai ales în jumătatea de vest a țării, iar seara și noaptea în centru, sud și est. Cantitățile de apă vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat 60-70 de litri pe metru pătrat. Maximele termice se vor încadra între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 8 și 20 de grade. Meteorologia anunță temperaturi normale însă pentru weekend, iar de duminică o încălzire a vremii. Sâmbătă în vest și în sud-vest vreme normală termic, iar în rest mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va avea norări și în timpul zilei va ploua în Dobrogea și Bărăgan, unde vor fi și descărcări electrice și cantități însemnate de apă, apoi pe alocuri la munte, în Moldova și în restul Munteniei. Vântul va avea intensificări în sud-est, mai ales pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade, iar minimele între 5 și 15 grade. Duminică vremea se va încălzi în toată țara. Cerul va avea norări temporare și vor fi ploi slabe, pe arii restrânse la munte și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, iar cele minime între 6 și 16 grade. În anumite zone ale județului, în această după-amiază s-au produs deja inundații din cauza cantității mari de apă.